Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliu cu Ghimpi. Sunt Adrian Simon, aici la Capital TV, televiziune pe bune. Astăzi a venit rândul să avem ca și invitat, eu aș spune mai degrabă invitată, pentru că n-aș masculiniza-o, o tânără doamnă din municipiul Deva, o doamnă cărei venire, probabil, la Fotoliul cu Ghimpi, era așteptată de o parte din Deveni. Mărturisesc că am vrut să o invit mai de mult, dar am considerat că acesta este momentul în care ar trebui să apară în Fotoliul cu Ghimpi, pentru că, din câte am înțeles eu, ieri s-a și întâmplat ceva, dar despre asta pe parcursul emisiunii. Stăm de vorbă cu doamna Paula Corbu. Bună ziua, bun venit în studioul Capital TV la Fotoliu cu Ghimpi. Bine v-am găsit, bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor noastră. Aveți mulțumesc pentru invitație. Debordant. Încurajator, zic eu. Debordant pentru Fotoliu cu Ghimpi, nu vă fac complimente. Mulțumesc. Dar îmi vine să vă spun chiar domnișoară, nu știu dacă asta vă flatează sau nu. O să încerc să mențin apelativul de doamna Paula. Adevărul este că în ultima perioadă, scuzați-mă că vă întrerup, circulă în diverse postări poze cu mine de când eram domnișoară. Așa, deci am schimbat statutul între timp. Am devenit doamnă. A, da? Da, sunt căsătorită. Păi toată lumea știe asta. Copii. Vă cheamă Paula Corbu, nu vă mai cheamă Paula Munteanu. Da. Cine este Paula Corbu? Paula Corbu, stimați spectatori, este fiica fostului primar al Devei, Mircea Munteanu. Primarul 4x4, cum mi se spunea la un moment dat. Eu nu vreau să vorbesc despre tatăl noastră emisiune, dacă dumneavoastră vreți să o faceți, este treaba noastră. Dar Paula Corbu, în acest moment, din câte știu eu, ieri și-a depus candidatura pentru funcția de primar al municipiului Deva din partea partidului, două secunde că îmi scrie aici, Partidul României Europene. Greșesc? Corect. Bun. Și acum să intrăm în fotoliu. Doamna Paula, acum două săptămâni sau o săptămână și ceva anunțați tot pe Facebook, că tot ați pomenit noastră de Facebook, că veți candida pentru președinția Consiliului Județean Hunedoara. După care pe surse și așa mai departe am aflat că nu se mai întâmplă lucrul ăsta și că v-ați hotărât atunci independentă, da, pentru președinția Consiliului Județean Hunedoara, pe care pe surse am aflat că nu se mai întâmplă lucrul ăsta și că veți candida din partea unui partid, nu știam care la momentul respectiv, pentru primăria municipiului Deva. Ce-i cu rocada asta? De unde până unde? Adică începeți cu ceva și ajungeți altundeva. Păi aș vrea să încep să vă povestesc despre o întâmplare mai puțin plăcută, despre care nu mi-e foarte ușor să povestesc. Deocamdată nu vă întreb cine sunteți, că ce clasă aveți, ce școală, strict exact chestia asta vreau. La o venire a mea acasă, de fapt de acum 2 ani de Paști, am avut o experiență nefericită în spitalul județean. Unul dintre copii s-a îmbolnăvit destul de grav. Unul din copiii noastră? N-ai mei, da. Aveți și copii, să vă trăiască. Mulțumesc. Am fost internată cu acesta, secția de pediatrie. Am trecut prin niște momente cumplite, ca să nu vreau să intru foarte mult în detalii, pentru că văd că deja emoționează emoționat foarte și tare. Okay. Adică e ok, dar nu e ok în timpul emisiunii. Am fost hotărâtă și am spus de atunci trebuie să fac ceva pentru copiii din orașul meu. Dar, având în vedere că spitalul județean aparține de Consiliul Județean. Așa. Și doar acela ar fi putut să ajute și să se dezvolte, să se modernizeze, să se echipeze cu cele necesare, am zis, voi face pasul spre Consiliul Județean din acest motiv. Deci de acum 2 ani vă gândeați noastră da, la chestia asta. Da, da. Nu m-a luat în serios nimeni din familia mea în acel moment. Eu vă iau în serios acum. Eram prea tânără, fără experiență, dar am spus la următoarele alegeri. Pot să vă întreb, nu se întreabă lucrul ăsta. Am 29 de ani. Mulți înainte. Am spus atunci că la următoarele alegeri voi merge spre Consiliul Județean, cu toate că eram conștientă că, fiind un candidat independent, nu voi putea să am
foarte mare susținere, așa, pentru că ai nevoie, într-adevăr, de susținere în lumea asta, dar voi fi o voce, o mamă, care poate să reprezinte tânăra generație și mamele în administrație. Motivul pentru care noastră v-ați dorit acum 2 ani, m-a marcat foarte tare, a fost condițiile din Spitalul Județean de Urgență Deva, da? Da, n-am vizitat foarte mult spitalele din București pe în perioada. Pediatrie, pediatrie se întâmpla lucrul ăsta. Acum 2 ani de zile, nu știu cum o fi acum. Și atunci v-ați hotărât, ai zis, domnule, gata, mama zbiei de treabă. M-a marcat, deci alergam cu copilul între secția pediatrie LAT și Spitalul Județean Urgențe, așa, pentru a face internarea într-o parte, am întoarce cu el, copilul meu nu reacționa, era... Și v-ați gândit la momentul ăla că așa cum dumneavoastră... Nu doar faptul că... Ați pățit, pățesc și alții, da, nu? Da, deci mi s-a părut inuman. Eu în București nu am vizitat spitalele foarte des, ca să vă spun multe despre ce am văzut acolo. Dar ce am văzut aici m-a speriat. Mă duceam noaptea la toaletă cu copilul meu în brațe, în perfuzii, pentru că nu avea cine să stea lângă el și nu aveam pătuț unde să-l țin. Da, am înțeles. E umană reacția doamnei Corbu? Într-adevăr, a fost un impuls pe care l-am avut, poate puțin necalculat, pentru a-mi anunța candidatura la Consiliul Județean. Acum, trecând la lucruri serioase... Adevărul este că... eu știu, e un impuls, până la urmă e o motivație, adică nu e nimic de... nu este nimic de urât, nu este absolut nimic de condamnat. Dar nu credeam că vorbim despre asta, pot să... Chestia asta, dar parcă am retrăit, așa, nu știu. Am înțeles. Sunt 2-3 aspecte pe care le-am menționat, dintre cele pe care le-am văzut și... Credeți-mă că aș putea să vorbesc mult despre ce am trăit în cele 2 zile. Și era noaptea de înviere, deci au fost cele mai groaznice sărbători. Acesta, da, copilul e sănătos acolo, gândesc. Da. Ok. Acesta a fost impulsul care v-a împins spre Consiliul Județean. Corect. Am înțeles. Iată, stimați telespectatori, Capital TV, televiziune pe bune. N-am discutat înainte cu invitata noastră, habar n-are despre ce o să discutăm în emisiunea asta și așa mi se pare normal să se întâmple un talk show. Ați atins un punct foarte sensibil și nu mă așteptam să vă arăt din prima latura asta sensibil. E talentul meu de a scoate din... Venisem foarte puternică și foarte hotărâtă. Asta dar nu înseamnă că nu sunt puternică, doamna Paula. Corect, mă gândesc, nu? Adică dacă vă emoționați cum vorbiți de copilul noastră sau de... Păi stați că nu m-ați văzut pe mine cum fac când vorbesc de ai mei, așa că despre ce vorbim aici? Bun. Consiliul Județean, da? Da, a fost alegerea pentru Consiliul Județean. V-am spus că fără o susținere a partidului n-aș fi reușit. În momentul în care mi-am anunțat candidatura la Consiliul Județean, a venit valul de mesaje, valul de telefoane, valul de încurajări, valul de oameni care au venit lângă mine și mi-au spus: nu trebuie să faci pasul ăsta, vino la Deva, oamenii te vor la Deva, oamenii îl vor pe tatăl tău înapoi la Deva. Oamenii vor să fie o generație tânără, în sfârșit, implicată în administrație și, de ce nu, și în politică. Mi-a fost foarte greu să iau în calcul varianta aceasta, din mai multe considerente, știind că șansele sunt foarte mari să ies primar la Deva. Dar înseamnă... de ce crezi că erau șansele foarte mari să ieși primar la Deva? Lumea, adică eu cred că lumea nu m-ar minți. Adică nu mi-ar fi zis, vino să te arunci într-o luptă dacă n-ar fi știut. Adică că sunt susținută, nu doar de persoana respectivă, pentru că încurajările au fost la modul eu împreună cu familia, împreună cu prietenii, tânăra generație, colegi de-ai tăi, foști colegi de... Ok, deci să înțeleg că mutarea de la candidatura pentru Consiliul Județean spre primăria municipiului Deva a fost una în care tu ai ascultat de ceea ce îți spuneau oamenii cunoscuții, corect, și da, așa mai departe? Da. Păi și ai uitat de spital? Nu, nu am uitat de spital și unul dintre proiectele mele despre care o să discut ulterior electorală, da, e legat de spital. E legat de spital, okay, și vă garantez ca mamă și ca femeie că voi face tot ce pot să pentru copii. Să ne întoarcem la primăria Deva atunci, că ieri v-ați depus, corect, candidatura, a fost acceptată, totul e în regulă, da, la acte, la hârtii, aveți listă de consilieri locali. Avem listă de consilieri, avem semnături. Partidul, cine e partidul ăsta? Că n-am auzit de el până azi. Partidul... România Europeană. Și ce? De unde e asta? E un partid de centru-dreapta. Așa. Un partid cu o doctrină pro-europeană. Da.
punctul meu de vedere și cred că al tuturor, Europa este locul spre care trebuie să mergem. Atât noi, România, cât și noi de veni. Despre asta tot în campania electorală, dar e interesant. Partidul României Europene. E un partid care nu are lider la nivel național. Paula Corbu vine din București. Mă rog, taică s-o Mircea Munteanu. N-a mai fost primar, că au avut grijă unii. Dar ideea este următoarea. Eu n-am auzit de partidul ăsta. Veniți dumneavoastră prima oară la Consiliul Județean Independent, acum la primăria Deva. Vă anunțați intenția de a candida la primăria Deva, cred că cu vreo săptămână, nu mai mult de o săptămână. Mai mult de o săptămână? Nu. Așa. Dar într-o săptămână îmi faceți și listă de consilieri locali. Strâng și foarte multe semnături. Semnături, nu știu ce. Lucruri pe care partide politice care sunt în Parlament, da? Sau, mă rog, mai puternice decât, cum am zis, Partidul România, nu știu, Partidul... îmi cer scuze. România Europene. Asta e, dacă n-am auzit de el, de unde să-l trimite? Deci, ce vă spuneam mai devreme cu susținerea mea pentru primăria Deva, nu a fost doar așa, o vorbă în vânt. Da, deci mi se pare interesant ca într-o săptămână să strângi. Spectaculos de semnături. Și să faci echipă. Am și o echipă, am oameni tineri alături, oameni care s-au întors în Deva, care vor să facă treabă. Oameni care sunt specialiști, deci cred că... Ce fel de oameni sunt ăștia? Am ingineri, am din domeniul farmaceutic, am sportivi, am manageri, am administratori de lanț de magazine, deci din toate, juriști. Deci oameni juriști. De dreapta, da? Oameni de dreapta. Da. Vă gândesc că nu aveți asistat social, nu? Nu. Dar mă gândesc că vă gândiți și la ei. Normal, deci zilele trecute cel mai mult... Mi-am petrecut timpul în zonele mai puțin favorizate și zonele uitate de administrație, ca să spun așa. Și am stat de vorbă, le-am ascultat problemele, am constatat că administrația s-a îndepărtat foarte tare de nevoile oamenilor și de problemele lor. Trebuie să se oprească să mai facă ce le dictează partidul și să înceapă să facă ce își doresc oamenii. Oamenii în Deva vor creșe, vor grădinițe, vor locuri de muncă, pentru a-și întoarce copiii înapoi acasă, vor un spital municipal, un... Da, un spital, vor multe oameni, da, de, da, regulă. Într-adevăr. Dar eu vreau să te întreb altceva. Și nu sunt ascultați. Îmi spun zici că... tu? Da, îmi spun că nu i-a mai văzut nimeni în zona respectivă, nu vreau să dau nume, dar se știe despre ce zonă vorbesc, de foarte mult timp. Măcar și că pe ei îi văd doar în campania electorală. Și cu permisiunea ta eu nu o să-ți mai spun, Doamna Paula, o să spun Paula. Așa îmi vine. E vreo problemă? Nu, eu sper că eu una tu. E o calitate că sunt tânără și determinată. Da, și atunci te întreb, bine, eu te știu pe tine de când erai mai micuță, adolescentă, eu eram un pic mai mare, te-am văzut de câteva ori cu tatăl tău și atât. Da, de regulă veneam alături de el, da, nu în calitate. N-am stat niciodată de vorbă cu tine, tu cu siguranță nu-și mai aduci aminte de mine, dar nu asta este problema. Problema se pune în felul următor. Tu vii acum în politica hunedoreană, respectiv de veană, și spui tot felul de chestii, le spui cu subiect și predicat. Deja, nici nu vreau să mă gândesc ce o să fie în campania electorală. Ideea următoare. O să vă întrerup? Te rog. Din partea mea nu va fi mizerie. A, asta este nu foarte voi duce frumos, o campanie electorală urâtă. Sunt femeie, vreau să fiu respectată și dacă eu nu știu să respect, nu cred că voi putea fi respectată. Așa. Bun, că dar în afară de fata lui Mircea Munteanu, cine ești tu? Păi, cine, ce ești sunt tu? Sunt născută în Deva. Așa. Am făcut școala generală Andrei Șacuna, am absolvit Colegiul Național de Cebal, am terminat facultatea de drept a Universității București, sunt jurist, am lucrat încă de când eram în liceu, am cochetat puțin cu ziarul Mesagerul. Așa. Nu știu dacă am voie sau nu ți-i dau nume. Acum am lucrat în redacție acolo. Nu e nicio problemă, punem și noi în revista. Îmi plăcea foarte mult domeniul acesta și am zis de ce nu să încerc să văd dacă sunt potrivită în domeniul acesta și din clasa 11-a, cred, vara o petreceam în redacție. Uh-huh. Muncă, nu am fost angajată cu carte de muncă, lucram pro bono. Colaborator mine, sau director, da, de autor, probabil, ceva de am genul. Am început facultatea, m-am mutat în București și acolo am lucrat la cabinetul domnului avocat profesor Gheorghiță Mateuț. Mi-am făcut, pot să zic, o practică acolo, adică el a fost primul care m-a introdus în lumea asta.
Am participat alături de el la foarte multe procese, inclusiv la procesul domnului Voiculescu, atât de mediatizat. Am stat alături acolo, de el. Notiță, nu? Da, am fost în sală, da. Așa, a fost un proces corect? Facem o paranteză. Și vă spun ce mi-a spus domnul Voiculescu, da. Nu ești pentru asta, tu trebuie să faci altceva. A fost asta, un proces locul corect? Acesta nu e pentru te tine. Te pun într-o situație acum. A fost nu, un nu vreau corect? Să comentez, pentru că eu eram în spatele avocatului dumnealui, deci n-aș vrea să discut subiectul acesta. Bun, deocamdată hai să facem și cum vrei tu vis-a-vis de n-aș vrea să comentez, nu de alta, dar pentru devenu important. Da, corect. Așa că mergem mai departe. Așa. Ulterior am dat un concurs la SmartSA, este o filială Transelectrica, se ocupă de mentenanța rețelei electrice. Te rog să ieși pe la caserie după aia. Glumesc. Da. Așa. Acolo am fost jurist, consilier juridic. Am lucrat mare parte în cadrul acestei instituții și m-am căsătorit. Am foarte avut bine. Primul copil, are 4 ani și 2 luni deja, da, e băiețel. Apoi m-am mutat, adică am revenit în câmpul muncii la Compania Municipală Parcuri și Grădini. Este în subordinea Primăriei Capitalei, sunt deci tot jurist. Deci ai dus noră, cum vine vorba, la București, nu? Da. Că de acolo e soțul. Și pe puterile mele, fără ajutorul tatălui, dacă aici l-am înțeles. Cerut, acolo n-am avut nevoie, m-am descurcat pe propriile puteri. Bun. În prezent sunt angajată, dar am suspendat contractul pentru că sunt în concediu ești creștere copil. Public? A, ești în concediu de creștere. Da, a celui prezent, de-al doilea copil. A celui de-al doilea, așa. Care are 10 luni. Oh. Și e tot băiețel. Foarte bine, să trăiască amândoi. Mulțumesc. Bun, am trecut de partea drăguță. Da. Acum, hai să te întreb eu ceva. Te-am văzut pe bannerele din municipiu alături de tatăl tău. Acolo scrie Paula Corbu, nu mai rețin exact ce, dar mă rog, și erai cu Mircea Munteanu, care-i taică-tu. De ce ai ales să-l pui pe Mircea alături de tine? Vrei cumva, pentru că ceea ce te întreb eu, te-ar întreba probabil oricine, să transferi din capitalul lui de imagine asupra ta, ești cumva fetița lui tăticu, pe care tăticu împinge acum în față, adică, na, tu ești o femeie drăguță, ok, jovială și așa mai departe, dar ești fata lui Mircea Munteanu, nu? E care a fost primarul Dăvei. Da, păi sunt fetița tăticului, sunt foarte mândră că așa? Sunt fica lui, un primar 4x4, un primar care, deși poate condamnat de unii că a avut un dosar pentru abuz în serviciu, nu a fost niciodată condamnat pentru fapte de corupție, furt, dare de mită, luare de mită, trafic de influență și alte lucruri legate de corupție, deci nu are de ce să îmi fie rușine. Sunt foarte mândră de el pentru că a realizat ce nu au realizat alții și de câte ori au fost campanii electorale am auzit să schimbăm primarul, să vină altul să facă mai bine. Au schimbat 2 primari între timp și nu știu câte s-au rezolvat și câte nu, că nu sunt în măsură să dau eu calificative. Asta o să facă alegătorii în ziua alegerilor. Interesant. Până atunci, da, am nevoie de susținerea lui, pentru că tinerii, dacă nu au susținere, nu pot să intre nici în administrație, nici în politică, cu atât mai puțin în administrație, ca să spun așa. M-am bucurat că nu mi-a impus oameni, că mi-a lăsat oportunitatea asta să aduc în echipa mea oameni tineri, oamenii mei, oamenii așa. Care n-au avut o șansă niciodată în celelalte partide sau, cum spuneam, în administrație. Și păi normal da, că... să vină Mircea în biroul tău de primăriță și o să stea pe scaun lângă tine în timp ce tu te gândești la bunul mers al vorbei? Păi dacă nu va fi în primărie, oricum va fi acasă și îmi va fi întotdeauna alături. Deci proiectele lui au fost foarte bune și sunt în continuare foarte bune și dorite de cetățeni. Sunt multe proiecte pe adică care... Adică nu o să vină Mircea cu tine în primărie. Da. Că n-are ce să facă, mă gândesc, nu în birou de primar. Aveți impresia că n-aș face față? Nu, n-am nicio impresie, eu te întreb toată să văd ce răspunzi. Toată lumea mă subestimează și spune, păi a crescut copii, i-a plăcut distracția, mergea la petreceri, cine? A făcut multe vacanțe, eu.
Eu văd asta un lucru bun. Da, așa. Adică soțul meu muncește de dimineață de la 7 până seara la 11. Pentru noi nu există timp liber. Timp liber. Acum, așa că, că nu înțeleg. Pentru că sunt două subiecte care sunt sensibile. Soțul și tata? Sau cum? Copiii și soțul? Sau cine? Da. Aha. De ce e soțul sensibil? Pentru că... Un subiect sensibil. Da. Pentru că mulți îl condamnă că e peste tot. Am auzit expresia caracatița. Caracatița? Ia uite, foarte interesant. Dar de ce e caracatița? De ce îi se spune așa? Pentru că lucrează și el în același domeniu, ca să spun așa. Adică lucrează, tot primărie, în an, da? Da, cu primăria Capitalei. Are, adică e angajat la primăria, da, Capitalei. Este angajat, are 3 joburi, muncește foarte mult și nu văd de ce i s-ar spune caracatiță. De ce? De pentru ce că mă că susține. Pentru că vine de la primăria Capitalei să mă susține și pe mine aici, că vrea tot, că vrea... E soțul tău ce e normal în asta. Da, asta spun și eu. Un om care muncește și care demonstrează și care are o echipă alături de oameni foarte pregătiți, de specialiști, de oameni care au rezultate remarcabile. De ce să nu mă susține, de ce să nu mă susține și pe mine? El a fost primul om care m-a încurajat. Am înțeles. Paula, tu am văzut că te emoționezi când vorbim de copii și când vorbim de soțul tău. Te-ai gândit vreodată că în timpul campaniei electorale s-ar putea ca tocmai lucrurile astea la care te emoționezi tu să-ți fie atacate? Ce vei face atunci? Voi lupta în continuare pentru ceea ce mi-am propus. Că adică văd că te emoționezi destul de... Da, da, două lacrimi, îți trece, îți revii. Sunt o fire destul de vulcanică, adică orice atac la adresa mea poate că are ca răspuns o lacrimă, dar după ce mi-am șters-o, sunt de două ori mai puternică. Și am fost, cred că 3-4 campanii alături de tatăl meu și am încasat foarte multe. Și n-am putut decât să ies mai puternică decât am intrat. Deci ar trebui să fii tăbăcită, cum se zice așa, în termen mai popular, de asta nu? Știu că sunt pregătită să intru în lupta asta, pentru că e nevoie și de o femeie, e nevoie și de sensibilitate, pentru că știu să mă apropii de oameni, știu să-i ascult și sunt sigură că nu o să-i dezamăgesc, că o să lupt până în pânzele albele ca să le fac o viață mai bună, că până la urmă ăsta-i scopul. Ce să zicem? Paula Corbu, candidat, din câte am aflat, la primăria municipiului Deva, din partea Partidului României Europene, este invitată la Fotoliul cu Ghimbi. O emisiune interesantă, zic eu. Rămâneți împreună cu noi, continuăm după câteva momente de publicitate.